În condițiile în care situația epidemiologică se agravează de la o zi la alta, iar lucrătorii medicali sunt tot mai extenuați, șeful Spitalului Raional Anemii Noi s-ar afla mai mult în concediu decât la muncă. Mai mulți angajați îl acuză pe Nicolae Usatăi că nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu. La rândul său, acesta neagă acuzațiile colegilor. Medicii de la Spitalul din Anemii Noi se plâng că managerul instituției nu le creează condiții minime de activitate. Anul trecut i-am spus domnului director Usatăi că secția de terapie intensivă nu coincide și nu corespunde standardelor ministerului cum trebuie să fie organizată. Și lui mi-a răspuns, da, să o închidem. Că închideți-o, dar mai departe ce facem? Medicii spun că în ultima perioadă șeful spitalului s-a aflat mai mult în concediu decât la serviciu. Știți, eu în aprilie mai am lucrat, când am lucrat singură, a fost, am ajuns la ministra. De ce nu la domnul șef? Dar dumnealui nu era. Dumnealui nu era. Nu știu, ori în concediu, ori pe buletin. Nemulțumiți de activitatea lui Nicolae Usatăi sunt și sindicaliștii. Chiar e gravă. Noi suntem intimidați. De vreau să spun că indicatori de performanță s-au dat numai în secția consultativă, salariul 13, ajutoare materiale. Noi trebuie să mergem personal și să ne rugăm. Vicedirectorul Alexandru Nastas, cel care este nevoit să asigure interimatul în lipsa directorului, spune că deseori este depășit de situație. Colectivul cere în fiecare zi, în condițiile de... trebuie de asigurat maximă siguranță personalului medical, remunerarea muncii și tot se adresează la mine. Astea sunt toate problemele astea, care eu nu pot să le rezolv. Șeful spitalului, Nicolae Usatăi, recunoaște că mai mult a lipsit de la serviciu în ultima lună. Am fost în concediu, luate din concediu, ne-au folosit 4 zile și în concediu medical. 2 săptămâni sau 10 zile, nu mai țin minte precis. Însă celelalte acuzații le respinge cu vehemență. Eu cred că nu sunt toți angajații, după cum spun, sunt unii care sunt cointeresați în lucru dat. Ce le-ar trebui să vă învinovățească dumneavoastră, cam așa mult? Cum credeți? Postul. Sete de a fi directori. Cu orice scop ca să fie, că nu le permit să fac rău populației și personalului medical. Nicolae Usatăi a fost șeful Spitalului Raional timp de 4 ani. La mijlocul lunii octombrie, după expirarea mandatului, acesta a participat la concursul organizat de Ministerul Sănătății pentru ocuparea funcției de director, pe care însă l-a picat. Singurul care a promovat primele 2 probe a fost vicedirectorul instituției, Alexandru Nastas. Dar de mai bine de o lună, procedura de evaluare a ultimului candidat rămas în concurs este tărăgănată. Consilierul Ministrului Sănătății Cristina Stratulat ne-a declarat că încă nu a fost stabilită data următoarei probe. În prezent, la Spitalul Raional Anemii Noi sunt internați 69 de pacienți cu COVID-19, iar în cadrul instituției activează 290 de angajați.